Astăzi în Moldova au fost înregistrate 776 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, din peste 3100 de teste efectuate la nivel național. În același timp, peste 670 de moldoveni au fost declarați tratați de COVID. Tot astăzi, din păcate, au fost anunțate 18 decese provocate de SARS-CoV-2. Printre victime este și o asistentă medicală de la Centrul de Transfuzie a Sângelui și șeful laboratorului clinic de la Spitalul Valentin Ignatenko. În total, la ora actuală, în spitale sunt internate 2676 de persoane, dintre care 254 în stare gravă. De asemenea, acasă, cu forme ușoare, se tratează peste 3500 de moldoveni, iar 16.000 sunt monitorizați de medicii de familie.